Pentru oamenii mei cei mai faini și cei mai frumoși și minunați, facem roșii uscate la soare. Bravo! O trimitem și lui Gloriana. Bineînțeles, face parte. Roșii de la Daniela. O pupăm. De la Daniela sunt? Da. Și cine te ajută la roșii? Ia să vedem. Cine crezi? Rosii. Zupii care au obosit de atâta tăiat. Zupii, ai tăiat prea multe roșii. Hai să-ți mai arăt unele. Mai ai? Cu sare ca să nu mucegăiască și cu cimbru proaspăt pentru aromă și acoperite cu o pânză ca să nu se apropie musca și alte gâze. Nu. Înțelegi? Am înțeles. Să fie cât mai igienic, cât mai curat. Mare bogăție și aici. Ce-mi place copacul ăsta. Wow, uite că o să vină Samir și o să aibă să mănânce. Mai știi, Marian, săracul, cât a căutat și uite că acum s-au făcut. Dă-mi și mie una. Unde ai văzut-o? Mulțumesc. Adevărul e că are un gust extraordinar. Iam. Așa. Îmi place să le mănânc, nu preparate, nu dulceață, nu nimică, sunt oricum foarte dulci și moi și bune. Ce ai să le spui oamenilor care te-au felicitat de ziua ta? Că iubesc și că le mulțumesc și că le doresc asemenea și mi-ar dori și ei mie. A, și mai mult. Ori doi, da. Și niște roșii le dai când e? Bineînțeles, pentru ei le pun. Pietre, n-am mai avut timp să mai fac, dar o să fac. La mulți ani și vouă! Acum ce faci? Le întind. Pentru uscare. Pe pat de sare, nu? Pe pat de sare, da, și pe... Totul pus pe hârtie de copt. Să nu se lipească. Și e și mai curat. Și când se usucă, câte zile durează până se usucă? Între 3 și 8 zile, dar fiind soare puternic, se vor usca în 2-3 zile. Și apoi le pune la borcan. Cum? Usturoi, busuioc, cimbru proaspăt și busuiocul și cimbru proaspăte și ulei de măsline. Și după aia? Și după aia le punem la... Putem să le servim. Punem la frigider. Și când avem chef și poftă, putem să servim. Și simple, și în salate, și în... Dar spune că cineva ți-a oferit 40 de lei pentru un borcan de Revelion, ca să aibă la masă. Da, și nu am avut să dau. Nu mai aveam. Dar anul ăsta o să-i dau. Și mai iei bani? Și roșii de grădină. Nu, nu iau niciun ban. Roșii de grădină dulci. Bună. Ai zis că ai uitat să spui ceva. Am uitat să spun că sare nu conține iod. Fără iod. Sare neiodat. Am departe de iod. Uite ce bine arată. Să nu mucegăiască, știi? Cool, man, cool. Și dacă punem acum pe ele sare, nu mai punem la borcan. Deja e pus. Și... Următoarea treabă... Să luăm niște cimbru proaspăt. Le ornăm cu cimbru proaspăt pentru aromă. Punem și în borcan cimbru. Dar punem și acum. Vedeți? Eu simt. Simți, nu? Da. Real.
Real. Fără egal.